Iubirea i-a sărit de multe ori în față frumosului înger blond Nichita Stănescu. Cu trei iubiri oficializate și una mistuitoare, dar niciodată concretizată cu acte, din oroarea lui Nichita pentru tribunale, poetul și-a trăit viața amoroasă la fel de mistuitor și răvășitor ca versurile sale. Este esențial a iubi înainte de a urî, spunea deseori Nichita prietenilor și poate chiar mai des femeilor, existențe efemere sau pasiuni îndelungate din viața boemă a poetului. Despre amorurile lui Nichita au circulat foarte multe legende, că era gelos sau că își ținea iubitele închise în casă. Despre unele povești sunt mărturii făcute chiar de el și consemnate de prieteni. Destinul face ca după încheierea iubirilor cu Nichita, trei dintre femeile vieții lui să plece în străinătate, în Australia, în Suedia și în Franța. Nichita Stănescu s-a căsătorit de foarte tânăr. La 19 ani, în perioada de debut literar, o ia de soție pe Magdalena Petrescu, sora celui mai bun prieten al său. A fost o dragoste adolescentină care a ars repede și cu patimă, astfel că după numai un an se despart, iar Magdalena pleacă în Australia. La maturitate, după moartea lui Nichita, amintirea magnetică a poetului a făcut-o să se întoarcă în țară și să răscumpere pianul confiscat de comuniști al familiei Stănescu, la care Nichita ținea foarte mult. Pianul a fost donat și este și acum la Muzeul Nichita Stănescu din Ploiești. Cuceritor, cu sânge de rus prin vene, din partea mamei, blond și foarte chipeș, Nichita și-a găsit destul de repede o nouă muză, în fosta iubita lui Nicolae Labiș, Doina Ciurea. În perioada studenției lui Nichita Stănescu la Universitatea București, dintre anii 1952-1957, Nicolae Labiș era deja un nume. Despre el Nichita Stănescu spunea: "Nu-l iubeam, eram topit de invidie, fusese îndrăgostit de femeia pe care eu o iubeam. El publica și semnul tipărit al literei mi se părea miraculos și de neatins. Atâta vreme cât el a trăit, eu nu am publicat niciun vers. El a murit în decembrie, iar eu am debutat în martie." Nichita Stănescu și Doina Ciurea s-au căsătorit în anul 1962, pe când poetul avea 29 de ani. Iubirea pentru frumoasa brunetă l-a inspirat, așa cum a susținut tot timpul, în volumul O viziune a sentimentelor. Publicat în anul 1964, cuprinde poate una dintre cele mai cunoscute poezii ale poetului, Leoaică tânără, iubirea. Leoaică tânără, iubirea a fost, spun romanticii, o anticipare a unei iubiri devastatoare, dificilă și neîmplinită, cu poeta Gabriela Melinescu, o relație care a durat 10 ani, timp în care Nichita a fost în continuare căsătorit cu Doina Ciurea. Oroarea poetului de tribunale, așa cum s-a justificat față de prieteni, l-a făcut să amâne divorțul până în anul 1981. Într-un final a pierdut și această mare iubire, după ce Gabriela s-a îndrăgostit și apoi s-a căsătorit cu un editor suedez, René Kukenbergs, apoi a plecat definitiv în Suedia spre sfârșitul anilor 70. Iată ce a povestit Nichita Stănescu lui Mircea Gociman, un bun prieten din Ploiești. "Am avut și eu o mare iubire, totală, dusă nu până la capăt, ci până în pânzele albe ale capătului. Faptul că ne iubeam ca disperații și eram în stare de orice unul pentru altul a făcut din relația mea cu Gabriela o poveste de dragoste irepetabilă. Ce a existat însă între mine și Gabriela s-a dovedit a fi unic.
Îmi aduc și acum aminte de buzele ei, de pielea ei, de formele minunate de care era suficient numai să mă apropii fără să le ating ca să mă fascineze. Doamne, ce frumos era! De ce a trebuit să se termine? De ce a ars totul atât de repede? Mircea Gociman spunea: Nikita povestea rar, își alegea cu grijă cuvintele de teamă să nu strice vraja pe care chiar el o așternuse, așa că îl ascultam și mi-era teamă să respir, ca nu cumva să destram această atmosferă mirifică. Despre Gabriela Melinescu, Nikita Stănescu mai spunea: Totul a mers cum a mers o perioadă de timp, dar porcul de mine m-am încurcat cu alta din motive pe care nu le pot înțelege nici acum. Am fost un porc cu P mare. Din momentul în care m-a dibuit, clișeul minunat pe care ți l-am descris s-a stricat ca un joc de domino și totul a devenit dificil. Scumpa mea nu mai avea încredere în mine și pe bună dreptate. Gabriela Melinescu spunea despre Nikita în volumele pe care le-a publicat în Suedia: Era foarte greu de trăit cu un om care era un panteon întreg de persoane. Din străinătate, Gabriela a militat pentru nominalizarea lui Nikita la Premiul Nobel pentru Literatură, lucru care s-a și întâmplat în 1979 alături de Max Frisch, Jorge Borges, Leopold Sedar Senghorn, dar laureatul a fost poetul grec Odiseas Elitis. Invitat de Gabriela Melinescu în Suedia, la lansarea primelor cărți ale lui Nikita traduse la Stockholm, poetul nu a vrut să meargă niciodată acolo, din cauza unei gelozii absurde. Ultima iubire a lui Nikita Stănescu a fost Tudorița Tărâță, sau Dora, așa cum îi spunea el, o studentă de 22 de ani pe care Nikita a cunoscut-o când avea 45 de ani. A fost din nou o dragoste fulgerătoare. Chiar de la prima întâlnire, Nikita Stănescu, care era gazda unei agape, s-a îndrăgostit de tânăra studentă căreia i-ar fi spus: Tu nu mai pleci de aici. A doua întâlnire, petrecută după numai câteva zile, a povestit-o chiar Dora, retrasă la Paris după moartea lui Nikita, într-un interviu pentru liternet.ro. A doua întâlnire a fost și mai frumoasă. În ziua când fuseserăm cu toții la el, ne povestise că trebuia să plece la Cluj, la un colocviu al poeților. Totuși, când ne-am despărțit, mă făcuse să-i promit că trec peste două zile dimineața să-l vizitez. Așa că peste două zile, conștiincioasă, sunam la el la ușă, convinsă că e la Cluj. Dacă n-aș fi fost sigură că e plecat, cred că nu m-aș fi dus, dar așa aveam ocazia să-mi împac conștiința și să scap și de întâlnire. Sinceră să fiu, mă cam speriase. Am sunat liniștită și mă pregăteam să plec, convinsă că nu este acasă. Când colo, văd că se deschide ușa. M-a invitat înăuntru și m-a așezat la masa rotundă, unde stăteau de obicei prietenii săi. Mă simțeam foarte stânjenită și foarte crispată. Eram pentru prima oară singuri, nu știam ce să fac, cum să mă port. Pe masă era o farfurie cu fursecuri. Nikita fuma și se plimba prin cameră, ieșea pe balcon, se întorcea, iar ieșea și nu scotea o vorbă. Era absolut neobișnuit, data trecută vorbise tot timpul. Din când în când, între două țigări, spunea doar: mai iau un fursec, iar eu ziceam: mulțumesc. A trecut așa vreo oră, iar la un moment dat a trebuit să rupă tăcerea. Tensiunea ajunsese de nesuportat, iar atunci Nikita a zis: Știi ce mi s-a întâmplat? Am ajuns aseară la Cluj și mi-am adus aminte că azi trebuia să mă întâlnesc cu tine, așa că m-am suit în tren și m-am întors în București. Nikita sosise în zor și cumpărase fursecurile de lângă gară. Pe urmă mi-a spus un lucru incredibil pe care n-aș fi crezut niciodată că îl poate rosti un poet de talia lui. Când m-am gândit zilele astea la tine,
parcă mi s-a răsucit un cuțit în inimă. Poți să crezi că Nikita a fost în stare să producă o asemenea frază? Era foarte sincer și emoționat ca un licean, nici nu-i păsa cum sună. În momentul acela m-a dat gata, atunci m-am îndrăgostit de el și nu cred că premeditase nimic. S-au căsătorit în anul 1982, la un an după pronunțarea divorțului de Doina Ciurea și doar cu un an înainte de moartea poetului. Căsătoria legală a fost o conjunctură, deoarece poetul urma să primească premiul pentru literatură Cununa de Aur în Iugoslavia, iar Dora, având alt nume, nu putea să-l însoțească. În anul 1975, pe când avea 33 de ani, deja o poetă cunoscută și apreciată, Gabriela Melinescu îl cunoaște pe viitorul soț chiar de ziua lui Nikita, pe 31 martie 1974. Eseistă, poetă, scriitoare, pictoriță și traducătoare, Gabriela Melinescu a publicat în Suedia 5 volume de versuri și 9 volume de proză, iar soțul Gabrielei Melinescu a publicat poemele lui Nikita în toată Scandinavia. Nikita Stănescu a fost considerat alături de Mihai Eminescu drept unul dintre cei mai mari poeți români. Căzut însă în patima alcoolului, ajungând să consume chiar și 2 sticle de vodcă pe zi, a avut mari probleme de sănătate. A fost internat de mai multe ori în spital ca urmare a unor probleme la ficat. În ziua de 12 decembrie 1983, când se întorcea de la nunta unor prieteni din provincie, i s-a făcut rău și a ajuns la spitalul Fundeni, dar medicii nu au mai putut să-l salveze. A încetat din viață în noaptea de 13 decembrie, în urma unui stop cardiorespirator. Cărțile publicate în timpul vieții aveau tiraje de neconceput astăzi și se epuizau în mâinile cititorilor care făceau coz la librării pentru a pune mâna pe un volum de poezii, astfel că și drepturile de autor erau plătite substanțial. Prozatorul Ștefan Agopian, unul dintre apropiații lui Nikita, a estimat că poetul cheltuia în jur de 10.000 de lei pe lună, o sumă uriașă în condițiile în care un salariu obișnuit era de aproximativ 1.500 de lei. Mare risipitor, Nikita Stănescu a cheltuit în timpul vieții o mică avere la întâlnirile cu prietenii, stropite din belșug cu alcool sau pe obiecte de artă de multe ori falsuri pe care le cumpăra din delicatețe pentru amicii săi. Adulat în timpul vieții și perceput ca o mare valoare națională, Nikita Stănescu a fost o vedetă a perioadei sale și a fost răsplătit financiar pe măsură. Cifrele făcute publice recent de televiziunea de stat și radioul public arată că în ultimul an al vieții, în anul 1983, Nikita Stănescu a obținut din colaborările cu cele două instituții peste 50.000 de lei. Thank you.